Bună, copii! Atunci când este cald afară, putem picta cu cuburi de gheață. Cuburile de gheață sunt colorate. Le-am colorat cu ajutorul colorantului alimentar, pe care l-am pus în fiecare spațiu pentru făcut cuburi de gheață. Am înfipt câte un bețișor și după aceea am lăsat la congelator peste noapte. A doua zi obținem cuburi de gheață colorate și putem picta cu ajutorul lor. Să iau verde. Cu care voi picta iarba. Prin topire, culoarea se imprimă pe foaie prin topirea cubului de gheață. După ce am făcut iarba, o să facem norii. Ia uitați, pigmentul de albastru este mai puternic și atunci și culoarea este mai intensă. Acoperim toată suprafața. Un soare. Un fluturaș. Antenuțe. Și fluturașului îi dăm culoare pe aripioare. Mai puteți realiza o floare. Ia uitați cu cât gheața se topește puțin mai tare, cu atât culoarea devine mai intensă. Dăm culoare și petalelor și puteți să completați desenul cu alte idei. Sper să vă iasă și să vă răcoriți!